Știu. A trecut un an. Deci nu-mi vine să cred că am dat rec acolo pe butonel. Tot stau și mă gândesc de azi dimineață să fac, să nu fac, să fac, să nu fac. Știți, perioada, adică sentimentul acela în care ai impresia că ieri s-a întâmplat, dar de fapt a trecut o perioadă lungă, lungă de timp și nu știi de unde să te apuci, cum să începi, cu ce să începi. În situația asta mă aflu eu. Și spun asta pentru că de ceva vreme mă tot chinuie talentul, ca să spun așa, să mă pun în fața camerei și să vorbesc cu voi. Camera asta stă chiar deasupra biroului meu și o văd zilnic, de mai bine de 7 luni. Și de fiecare dată am spus că acum nu-i momentul. Nu știu, aveam ceva planificat în ziua respectivă. Uitam pe când trebuia să mă apuc efectiv. Mă luau tot felul de sentimente, nu știam cum să încep. Atunci când alegi să te expui, te expui și celor care sunt binevoitori și vorbesc frumos și celor care aruncă cu hate gratuit. Și mă reținea și chestia asta puțin. Dar într-un final mi-am făcut curaj și aici sunt, în fața voastră, să fac un life update mai mult decât altceva. Aș fi vrut să și filmez, dar deja m-am întors din oraș, am fugit repede până în centru, am fost să-mi iau ceva. Și am vrut să încep în prima parte a zilei, să fac un fel de introducere, să vă povestesc una alta și pe urmă să continuăm cu vlogul. Dar am realizat că sunt prea multe lucruri care nu s-au spus și trebuie spuse, așa că da, începem. Acum este august 2022 și în urmă cu mai bine de un an postam aici pe canal ultimul vlog, care nu aveam de gând să fie ultimul, dar așa au decurs lucrurile încât n-am mai putut să continui din diverse motive, nimic important oricum. Ideea este că, după cum bine știți, mulți dintre voi, cei care mă urmăriți pe Instagram, acolo am făcut la un moment dat niște stories în care vă povesteam cam ce s-a mai întâmplat în viața noastră în ultima perioadă și cei care mă urmăriți acolo știți deja, cei care nu mă urmăriți, aflați acum. De anul trecut, de fapt nu de anul trecut, de anul acesta, din ianuarie, ne-am mutat definitiv, 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 da, în România. A fost o decizie cântărită, asumată, analizată înainte și cumva destul de spontană în același timp. Spun spontană pentru că undeva în luna mai eram perfect în Germania și în iunie puneam casa în vânzare și ne pregăteam să facem toate demersurile mutării. A fost o perioadă, de fapt, mulți din toți, mă gândesc, cei care sunteți acum aici, știți vlogurile din perioada respectivă, perioada cu spitalizarea. Pentru mine toată perioada aia a fost așa cumva o traumă, un șoc, nici nu știu cum să o numesc exact. Pur și simplu, cred că fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, avem parte de. Atunci când ești la maturitate, în general, se întâmplă lucrurile astea și când te dezvolți din toate punctele de vedere, mai mult intelectual decât fizic, se întâmplă să ai un șoc din ăsta puternic, fie, nu știu, te confrunți cu o boală, fie pierzi pe cineva drag, fie. Habar n-am, se întâmplă o schimbare majoră în viața ta și îți dai seama de multe lucruri. Eu nu pot să spun că perioada din Germania a fost vreo secundă, vreo secundă, o corvoadă pentru noi, nici vorbă. Chiar Călin era foarte, cumva, nu înțelegea ce se întâmplă și de ce îmi doresc eu înapoi în România, pentru că, da, totul a pornit din nou de la mine, așa cum de la mine a pornit să mergem în Germania, de la mine a pornit să ne întoarcem în România. El nici nu putea să conceapă chestia asta la momentul la care am deschis subiectul. După perioada cu spitalizarea, dintr-o dată m-am pus în pat într-o seară și a doua zi m-am trezit că eu vreau înapoi în România. Dar nu așa, deci nu știu cum să vă explic. Știți cum așteptați concediul mult visat și parcă nu mai vezi momentul, nu mai vezi ziua, nu mai vezi secunda în care tu ai pășit în locul respectiv? Ei, așa eram eu cu întoarcerea în România. Pentru mine, în capul meu, era totul foarte clar, că mă voi întoarce în România mai devreme sau mai târziu, de bunăvoie și nesilită de nimeni sau forțat.
Știam clar că mă voi întoarce. Cred că cumva foarte multe lucruri au cântărit și stând luni mai târziu să analizez, mi-am dat seama de unde au pornit toate și faza cu evenimentul, ca să spun așa, din primăvara anului trecut a fost picătura care a umplut paharul sau, nu știu, ultima piesă a puzzle-ului care mi-a făcut așa imaginea foarte clară asupra lucrurilor. Da, nu știu cum să încep. Deci, s-a terminat chestia cu spitalizarea și pentru că eu încă până în iulie, când trebuia să încep serviciul, am avut o perioadă liberă, Călin avea planificat concediul în iunie, trebuia să plecăm, încă era cu restricțiile, nu cred că aveam nimic planificat, dar ne doream să plecăm undeva la mare. Și atunci, pentru că știam clar că s-ar putea să se anuleze concediile, pentru că au fost câteva cazuri care, na, au fost anulate, amânate și așa mai departe, am zis, am venit eu într-o zi cu ideea, hai să plecăm în România. În capul meu era, dar doar eu cu mine, eu nu discutasem chestiile astea cu nimeni, nici măcar cu Călin, cu prietene, cu absolut nimeni. Și mă gândeam, ok, eu în capul meu mă duc în România și îmi dau cumva răspuns la toate nedumeririle mele, văd de fapt de ce nu vreau, adică de ce nu e ok să mă întorc în România, îmi reconfirm cumva lucrurile pe care le știam deja. Găsesc o România așa cum este ea și îmi trece cumva valul ăsta de disperare pe care l-am în mine. A venit luna iunie. Am plecat în România și pe drum, pe mașină, pentru că dă 1300 de kilometri, nu-i face așa, am avut timp să discut cu Călin. Și la un moment dat, pe la jumătatea drumului, deci am dat tot timpul din lume, fără să ating vreun alt subiect, pur și simplu discutam despre ce o să facem când ajungem, pe unde avem de mers, ce își dorește el să facă, ce îmi doresc eu să fac și așa mai departe. M-am întors așa către el și i-am spus, eu vreau să ne întoarcem în România. Și nu o să uit fața lui în viața mea. S-a întors așa către mine și a zis, sper că glumești. Sper că îți trece chestia asta sau ceva de genul, nu știu, ca și cum că îmi scot chestia asta din cap, că nu mă mai gândesc la ea. Și am zis, ok, nu-i momentul, adică el era prea pornit să nici vorbă de așa ceva. Și am ajuns în România, ne-am petrecut, vă dați seama, o grămadă de zile faine, pline, cum e de altfel în concediu, pentru că toată lumea, adică marea majoritate a celor care își doresc să se întoarcă în România, se gândesc doar la concedii și la perioada aia frumoasă în care toate rudele, toți prietenii sunt cumva la dispoziția ta, adică toți să-și fac timp pentru tine, toți să-ți deschid ușa sau fie că te invită la ei, fie că te duci tu la ei, toate lucrurile și locurile ți se par minunate, vii cu bani, deci poți să cheltui și să-ți permiți orice la un nivel la care probabil dacă ai sta în țară nu ți-ai permite. Și toată lumea, când vine în concediu, are imaginea asta de perfecțiune asupra României. Aici vorbesc, bineînțeles, despre cei care vin cu drag și cu dor și cu, nu știu, așa, cu o melancolie în suflet când vin acasă. Bate vântul și este o coroniță pe ușă și se auzea, nu știam dacă vine cineva. Eu sunt singura acasă, apropo, Aris e plecat la bunici, eu, Călin este plecat și el și de asta am timp să stau acum în fața voastră. Da, am ajuns în România, după cum am spus, totul bine și frumos și bineînțeles că aveam și eu curiozitățile mele, adică era o decizie pe care trebuia să o cântăresc foarte bine. Nu era ca și cum îmi pachetam două valize, cum am făcut când am plecat de aici. Am plecat cu două valize de haine, cu mașina și asta a fost tot. Deci acolo trebuia, aveam casă, aveam o grămadă de joburi, aveam o viață clădită și construită în 7 ani de zile. Nu poți să pleci de pe azi pe mâine. Deci era clar un proces. Și întâlnindu-mă aici cu prietenii noștri, am întrebat pe fiecare în parte, marea majoritatea lor sunt oameni normali, cu joburi normale, nu sunt directori de nu știu ce firme, nu au funcții super înalte prin nu știu ce întreprinderi, pur și simplu oameni normali, cu joburi normale. Și am întrebat, eram curioasă de nivelul de trai în România și de cum îți permiți chestii, de cum eu fiind învățată cu un anumit stil acum și cu anumite chestii. Nu eram dispusă să renunț la siguranța pe care mi-o oferea Germania în momentul ăla. Eram conștientă că e greu să găsești aici joburi bine plătite. Fie sunt joburi bine plătite în care ești super, extra, mega, nici nu știu cum să spun, ești super, extra, mega, folosit sau extenuat mereu după orele de program.
Fie este un job mai prost plătit și poate ești puțin mai relaxat, sau ești și prost plătit și super extenuat. Deci cam asta era imaginea mea. Și atunci am întrebat pe ei cum se descurcă cu facturi, cu marea majoritate au rate, fie la prima casă, fie, eu știu, diferite. Eram curioasă. Și atunci am întrebat pe șleau, cum s-ar spune, tot ce mă interesa. Mi-a primit răspunsurile, neașteptat de pozitive, ca să spun așa, și am știut. O chestie era, puc, check, în capul meu. Acum mă mai interesa sistemul de învățământ. Eu știam clar că, na, cumva în școală e super, extra, mega solicitant și stresant și multe chestii inutile și așa mai departe. Pentru mine, sistemul de învățământ din Germania era ideal pentru Aris, pentru un copil mai relaxat, mai liniștit. Urmând ca după culmea să aflu de la o cunoștință că nu e de fapt deloc așa și că totuși se învață și copiii sunt stresați și sunt bullying-ul e la ordinea zilei și acolo și concurență care are, care n-are, deci inclusiv la o școală de sat, cum am stat noi, adică nu vorbim despre orașe și despre multiculti neapărat. Și am aflat din nou de la mămici care au copii la grădiniță sau care au terminat grădinița, clasa 0, clasa 1, clasa 2, până în clasa 4, cam asta m-a interesat în general, pentru că atunci se formează copilul cumva și știam clar că pentru Aris, eu oricum tot asta am spus mereu, din totdeauna, dinainte să-l avem pe Aris, până vom avea un copil care să meargă la școală, indiferent unde suntem pe planeta asta, va trebui să ne decidem. Pentru că nu este imposibil să iei un copil din școală și să-l duci altundeva, dar un copil care nu cunoaște limba din țara în care tu urmează să mergi, se va adapta sau va avea un handicap cumva, într-o oarecare măsură, limba. Dacă se întoarce acasă, ok, să zici că e limba maternă, na, noi vorbim în casă, ar învăța oarecum, dar tot ar pleca cu un minus, la drum. Și am zis că până merge la școală ar fi ok să ne dăm timp. Deși eu nu am gândit nicio secundă în toată perioada asta de când Ari s-a apărut în viața noastră o astfel de schimbare. Dar așa a fost să fie. Nimic nu e întâmplător și toate lucrurile care mi-au trecut mie de-a lungul anilor prin cap, cred că au un rost cumva și în subconștientul meu. Eu lucram cu mine, dar nu dădeam seama, ceva de genul. Și am aflat, după cum am zis de la mămici, că educatoarele sunt foarte îngrijulii, foarte iubitoare, foarte așa, că ai posibilitatea de grădiniță particulară sau de stat, care e programul, care sunt costurile, cum sunt copilașii, na, acum nu putem să generalizăm neapărat, dar în linii mari cumva, pentru că de la caz la caz diferă lucrurile, bineînțeles. Din nou, check. Din nou, rezultat ok. Și atunci am îndrăznit, cumva, am îndrăznit, că nu se pune problema așa, pur și simplu i-am spus lui Călin, băi, uite care-i treaba, eu nu sunt ok, nu sunt ok, de ce? Noi am avut două mari, nu probleme, două mari provocări, ca să spun așa. Una dintre ele era Aris, care nu avea prieteni și nu avea viață socială deloc și nu se acomodase la grădiniță, doar știți, toate vlogurile în care plângea dimineața și nu vroia la grădii și așa mai departe. Astea au fost până în ziua în care am plecat. Deci să nu vă gândiți că a fost mai bine. Într-adevăr, erau și zile ok în care îmi făcea pa de la ușă, dar erau și zile foarte grele și cumva trăindu-le eu pe toate, cred că în fiecare zi, așa ca și picătura chinezească, în fiecare zi câte puțin, în fiecare zi câte puțin, la un moment dat toate adunate, așa, a explodat bomba și atunci am zis gata. Și al doilea lucru, la fel de important aș putea să spun, este cariera. Eu nu mi-am dorit niciodată să fiu o femeie de carieră. În perioada adolescenței mele, atunci când am tânjit la facultatea pe care am și terminat-o de altfel, mă vedeam o femeie de succes, o femeie de carieră și pe perioada facultății am realizat că de fapt nu este ceea ce îmi doresc, că eu îmi doresc familie, eu îmi doresc da un job în care să fiu apreciată și munca mea să fie apreciată, dar nu îmi doresc să fiu, nu știu, de la 9 la 5, de la 9 la 6 plecată de acasă și copilul meu să fie pe la grădiniță de dimineața până seara și pe urmă cu vreo bonă și eu când ajung acasă să fiu frustrată și încărcată cu toate grijile de la servici pe care le aduc acasă vrând nevrând și să fiu o mamă irascibilă și nu mi-am dorit chestia asta.
Și de când a apărut Aris, cu atât mai mult nu mi-am dorit, dar mi-am dorit un job mai ok decât aveam. Adică, din momentul în care am ajuns în Germania, noi cumva, atât eu cât și Călin am urcat pe scara asta ierarhică, dacă pot să o numesc așa, am avansat de fiecare dată, de fiecare dată când am schimbat job, în cazul meu am schimbat cu ceva mai bun. Chiar în perioada când eram deja hotărâtă să plec, dar nu discutasem cu nimeni, șeful meu mi-a propus un post la birou, trebuia să mai fac nici nu știu, cred că un an de zile de un soi de Ausbildung pentru o poziție la birou. Era un job pe care eu mi-l doream. Tot timpul mi-am dorit să lucrez de la birou. Mi se părea că e mult mai ok să te duci și să intri acolo și să ieși când se termină programul decât să umbli cum umblam eu de la o familie la alta. Era același sistem ca și ce lucram eu de acasă la fiecare familie, dar îi luam pe toți, îi duceam dimineața, adică nu eu îi luam, exista un șofer cu mașină care îi lua, îi ducea într-o locație special amenajată unde ei socializau, făceau tot felul de activități și practic, ce făceai cu ei acasă, făceai cu ei acolo în centru, dar eu nu mai făceam treaba asta, eu eram pe partea de birou, de hârțogăraie, acte și toată nebunia. Și mi-a surâs ideea, dar în sinea mea deja era luată decizia și nu mai exista cale de întoarcere. I-am și spus la ceva vreme după aceea șefului că îmi pare foarte rău că, na, îl las așa, dar eu îmi doresc foarte mult să mă întorc în România. El fiind străin și soția lui la fel, a înțeles imediat despre ce e vorba. Mi-a și zis, parcă vorbea cumva chestii pe care eu nu le spuneam. Adică, nu. Bine, el a vorbit la un nivel mai agravat al lucrurilor, ca să spun așa. El a avut o grămadă de situații neplăcute cu tot felul de oameni. Și i-am spus că la mine nu-i vorba de așa ceva. Eu chiar n-am avut parte de, nu știu, oameni rasiști, oameni. Nu știu, dacă am avut contact cu oameni care au fost reticenți cu privire la noi sau, nu știu, s-au comportat într-un anumit fel, în momentul în care au ajuns să ne cunoască și au dat seama că au greșit și chiar, nu știu, au fost super ok după. Dar sunt convinsă că sunt și astfel de cazuri și Călin, la fel, cu jobul lui, a ajuns la cel mai înalt nivel de funcție pe care putea să o ocupe în firma respectivă și următorul level, cumva, ar fi fost undeva peste 15 ani, când superiorul lui ar fi ieșit la pensie, ar fi putut el să îi ia locul. Timp pe care el n-a mai fost dispus să-l acorde, pentru că oricum mergea destul de departe la lucru, nu și-ar fi dorit nici să schimbe jobul, pentru că aici deja cunoștea tot ce mișcă, el cunoștea firma mai bine decât oricine de acolo, din toate punctele de vedere. Deci nu și-ar fi, n-ar fi intrat în discuție vreo schimbare de job, să zicem că și-ar fi găsit ceva în apropiere, să o ia din nou de la zero, nu și-ar fi dorit chestia asta sub nicio formă și-ar fi mers în continuare așa și probabil cu o urmă de frustrare oarecum, pentru că trebuie să aștepți 15 ani până ești promovat la next level. Și atunci, cumva discutând din nou cu el toate aspectele astea, i-am aprins și lui câteva beculețe, așa, dat și el seama de chestiile astea, și anume că da, așa este, am dreptate, și am purcest către mutarea propriu-zisă. Primul pas pe care l-am făcut în momentul în care ne-am întors în Germania a fost să punem casa în vânzare. Am avut noroc, nu noroc, pentru că noi am avut un prieten. Și avem în continuare un prieten care se ocupă de ajută români să acceseze credite pentru locuințe și el ne-a adus o grămadă de clienți, am selectat, au venit prima dată 5 familii, din 5 familii toate 5 familii au avut interes, 3 dintre ele ne-au acordat prețul pe care noi l-am cerut, 2 dintre ele ne-au făcut contraofertă. Și, din păcate pentru ei, noi ne-am hotărât pentru niște prieteni ai noștri care, în momentul în care noi am scos casa în vânzare, erau plecați în România pentru o lună în concediu și când s-au întors, și-au dat seama că noi vorbim serios, pentru că toată lumea la început a crezut că noi glumim și că este o chestie de moment, că venim și ne luăm din nou cu rutina și ne trece și a fost doar așa un val cât am fost plecați. Și i-am dus pe ei la beraterul nostru de la bancă, de unde am accesat noi creditul, să primească cumva o continuitate, să negocieze o dobândă mai bună. Și au luat ei casa. În august, la sfârșit, am semnat la notar. Noi am venit din nou în România pentru că ne doream foarte mult să ne luăm ceva aici. Auzisem că în urma
creșterilor, cu toată inflația și cu toată nebunia, urma să crească și prețurile imobiliarelor în următoarele luni, din 1 ianuarie încolo, și noi, cum aveam de gând să ne întoarcem în aprilie de tot, pentru că atât avea Călin nevoie la job, de atât timp avea el nevoie să învețe pe altcineva să poată să predea responsabilitățile lui altcuiva. V-am spus că era un job destul de complicat și nu puteai de pe azi pe mâine să pleci, să-i lași așa, pentru că responsabilitatea lui era mult prea mare să poată să lase pe cineva care nu știa despre ce e vorba. Și în septembrie, când am venit, ne-am îmbolnăvit toți de COVID și am fost lați în pat mai bine de o săptămână. Deci din 14 zile, peste 7, 8, 9 am stat în pat. Și în ultimele 3 zile, țin minte că am venit aici în zonă, am căutat, am găsit casa asta, am mers la agenție, ne-am întâlnit cu proprietarii, care erau constructorii de fapt, am semnat, casa era la roșu, erau geamurile puse, acoperișul făcut, urmau să înceapă la exterior, la decorativă, la nu știu ce se face peste cărămida aia, se tencuie, se habar n-am, se izolează. Și am plătit un avans, urmând ca atunci când va fi gata, ei preconizau undeva spre sfârșitul anului, început de an următor, să semnăm actele la notar. Și a fost așa, prima casă văzută, de fapt nu a fost a doua casă, prima pe care am văzut-o era foarte izolată, cumva era destul de în câmp și nu ne-am dorit. Asta e o jumătate de duplex, este construit nou și este într-o zonă super faină. Chiar avem și vecini super faini și suntem cumva în liniște, dar foarte aproape de aglomerație. Localitatea este lipită de Timișoara, nu-ți dai seama când treci din una în alta, adică ai totul la super îndemână, avem în sat tot ce avem nevoie, de la bancă, magazine, nici n-are rost, deci tot, ești ca și în oraș, doar la mall mergem în oraș, în rest tot facem aici. Și în decembrie am venit din nou să ne petrecem sărbătorile aici și s-a terminat construcția casei pe 23 sau 21 decembrie, nu mai rețin exact, am semnat la notar, am primit cheile și am comandat din Germania, pentru că la bucătăria pe care o avem, în România nu existau la IKEA fațetele astea de dulapuri, a trebuit să le aducem de acolo, plus alte câteva piese de mobilier. Am comandat și din România restul ce am găsit aici. Și în ziua în care noi am semnat la notar, în aceeași zi a venit transportul din Germania, am luat de acolo, plus pentru toate lucrurile pe care noi le-am avut. Noi nu am la mobilă absolut nimic de acolo, am vândut casa cu tot cu mobilă, dar am avut o grămadă de lucruri personale, vă imaginați, adică a fost ceva horror, l-am pachetat. Am împachetat totul într-un camion plus restul de mobilă de la IKEA. Și am comandat și de aici și în aceeași zi au venit toate și era afară atât de urât și de ploios și de, nici nu mai rețin exact, dar era un roaie, era strada neasfaltată, curtea neamenajată, Doamne, Dumnezeule, în casă era totul terminat. Ăsta a fost norocul nostru, până și plinte și zugrăvit și absolut tot era pus la punct, montate sanitarele. Doar că nu aveam mobilă deloc și atunci ne-am pus din seara în care a ajuns mobila, eu cu Călin, până în 23 decembrie, seara, noaptea, am terminat de montat toată casa. Am avut într-adevăr un domn la mobila de bucătărie care ne-a ajutat, pentru că acolo era migăloșenia de pe lume și i-ar fi luat lui Călin sigur vreo 3 zile singur. Și el s-a ocupat de bucătărie în 2 zile, a venit de dimineață și a lucrat până pe la 3 și noi de restul tot. Ah, și atunci pune perdele, pune candelabre, pune, montează mobilă, pune covoare, pune. Deci a fost ceva groaznic. De solicitant, dar frumos în același timp, pentru că, na, știam că facem pentru noi și vă dați seama în ianuarie, când a trebuit să mă întorc în Germania, cum era sufletul în mine că trebuie să plec înapoi, deci a fost groaznic. Și stau și mă gândesc acum, că nu mai știu în ce condiții, am mers înapoi în Germania după sărbători, în 1-2 ianuarie, am plecat înapoi și pe la jumătatea lunii ne-am întors din nou, dar nu mai rețin exact pentru ce am venit. Când să plecăm înapoi, atunci am stat scurt câteva zile. Când să plecăm înapoi, dimineața la ora 5 în aeroport, pentru că era avionul la 6 și 5 decola de pe aeroport, nu o să uit asta niciodată, ni s-a spus test și eu m-am uitat așa, păi suntem vaccinați. A, păi aveți nevoie și de test. A, serios? Da. Bun, nu avem test.
un centru aici unde putem să facem. A, nu, la ora asta nu e nimic deschis. În Timișoara, undeva, mă gândeam, iau un Uber, merg repede, îmi fac testul, vin înapoi. A, nu. Ok, deci nu vă puteți îmbarca. Perfect. Și stăteam eu acolo în aeroport și mă gândeam, Doamne, Universule, cum funcționezi? Deci eu nu mă mai vedeam întorcându-mă în Germania. Era sufletul în mine ca o nucă. Deci eram dărâmată că trebuie să mă întorc. Dar în același timp nu doream să-l las pe Călin să se întoarcă singur. Și nici el nu-și dorea să stea departe de Aris până în aprilie, singur. Și în momentul în care s-a întâmplat chestia asta, el acolo în aeroport a și sunat la o firmă care transportă persoane de la adresă la adresă, pentru că el trebuia să ajungă a doua zi cum ar veni la lucru, trebuia neapărat să înceapă serviciul și a zis eu trebuie să plec, dar voi nu mai veniți. Și eram, what? Adică de ce? Păi da, pentru că ăsta e un semn, clar trebuie să rămâneți aici, rămâi, te ocupi de contracte, încă aveam de făcut contracte la apă, la curent, la gaz, la toate cele. Te ocupi de contracte, îl înscrii pe Aris la grădiniță, dacă mai aveți chef să veniți în Germania așa scurt, bine, dacă nu, trece repede și ne vedem când mă întorc. Sau vin eu destul de des, pentru că sunt atât de ieftine biletele la Wizz Air, încât putea să vină super des. Și am zis, ok, m-am bucurat, vă dați seama. În dimineața aceea am aplicat la un job, deci în dimineața în care am venit, la 6 am pierdut avionul și pe la 10 am aplicat la un job, m-au și sunat în jumătate de oră, o oră m-au sunat. Mi-au propus să dau niște probe telefonice, o grămadă de interviuri cu o grămadă de lume și așa mai departe. Am trecut toate interviurile, am început în martie, nu, în februarie, am început imediat atunci, la începutul lui februarie, până în 15, că îmi ziceau să-mi facă contract din 15. Cred că prin 15 am început. Am mers 2 zile și nu mi-a plăcut. De ce nu mi-a plăcut? Pentru că era program de la 9 la 6, pentru că trebuia să plec la 8 și 10 de acasă și să mă întorc la 7 fără 10 seara acasă, de luni până vineri. Într-adevăr, era bine plătit, dar nu m-a ajutat cu nimic, pentru că era exact ce nu-mi doream eu, femeia aia de carieră. Deci, no way. Mi-am dat demisia și în perioada când am aplicat la jobul ăsta, după ce am luat toate interviurile, m-au sunat, am aplicat în aceeași perioadă și la o altă firmă și m-au sunat după ce eu am acceptat oferta celor de la prima firmă, cumva. Și am zis, am deja contract, dacă e ceva, nu e ok, parcă știam cumva, vă anunț. Am mers 2 zile acolo, am văzut că nu-mi place, nu e de mine, nu mă văd făcând programul ăsta la infinit. Mi-am dat demisia și am sunat la ceilalți. A, da, încă este disponibil postul, de fapt avem mai multe posturi disponibile, erau vreo 3 posturi, cred că, disponibile, mai avem liber. Am trecut rapid prin toate probele la ei, n-a fost atât de greu cumva ca și la celălalt. Și din martie, pentru că na, trecusem de 15 ale lunii, din 1 martie sau 8 martie, nici nu mai rețin exact, oricum e prea puțin important. Am început aici, jobul este de acasă, flexibil, pot să lucrez când vreau, cum vreau, dacă am o problemă la, nu știu, 10 dimineața și revin la 1, îmi dau log out și mă loghez din nou să recuperez orele, deci e super ok. Și așa s-a întâmplat. Eu am rămas, Călin a plecat, a mai venit între timp el acasă de câteva ori, a avut și zile de concediu rămase de pe anul trecut care trebuia să le ia până în martie și le-a luat în perioada aceea. A avut noroc că băiatul care trebuia să vină din aprilie a putut să vină mai repede puțin și atunci au fost de acord să încheie contractul cu 2 săptămâni, parcă mai repede, nu mai știu, a fost așa o chestie, 2 săptămâni sau 3 săptămâni sau irelevant oricum. A trecut repede, eu am rămas aici cu Aris, ne-am ocupat de toate lucrurile, l-am tot dus pe la bunici la sat, cu copii, și-a făcut gașcă de prieteni. Aici avem în vecini o grămadă de familii cu copii de vârsta lui aproximativ, plus minus, se joacă tot, sunt câte 15 când se adună în fața casei. Are copilăria pe care n-ar fi avut-o niciunde în lume. Deci eu sunt convinsă că și dacă am fi stat în Spania, unde spaniolii sunt mai genul nostru, sau Italia,
N-ar fi avut aceeași copilărie. Aici e acasă, sângele apă nu se face, nu regret nicio secundă perioada pe care am petrecut-o în Germania. Mă vedeți dintr-un unghi diferit pentru că s-a oprit camera, am depășit limita de înregistrare și a trebuit să șterg videouri pe care le aveam pe card și să înregistrez mai departe. Vă spuneam că mi se pare că toată perioada petrecută acolo a fost atât de benefică pentru noi. Ne-am maturizat acolo, ne-am responsabilizat, am învățat să ne descurcăm în orice situație, indiferent. Eram doar noi doi în primii ani, până au venit ai mei, eram doar noi doi și nimeni altcineva și trebuia să ne descurcăm. Deci a fost și nu am avut probleme de niciun fel, adică nu, nimic, mergea totul ca așa, perfect. N-am avut niciun stres, și nu spun chestiile astea să fac așa o imagine a perfecțiunii, dar nici nu vreau să mint, să vin aici în fața voastră și să spun, vai, nu mi-a convenit aia, nu mi-a convenit aia și astea au fost motivele pentru care am plecat. Nu, greșit, total eronat. Noi ne-am întors în România pentru că eu, în primul rând, eu nu mai eram ok cu mine acolo, pentru că eu îmi doream o schimbare, pentru că eu am ajuns la punctul la care după ce am obținut tot ce mi-am dorit, tot ce am vizualizat, de la, nu știu, mașina pe care ne-am dorit-o, la traiul pe care ni l-am dorit, la casa pe care ne-am dorit-o, la joburile pe care ni le-am dorit, am ajuns la cumva la maximum și de acolo nu mai puteam sau poate era dar prea puțin, nu mai era satisfacția atât de mare atunci când obții o chestie pe care ți-o dorești. Și îmi doream o schimbare, îmi doream să-i fie lui Aris bine, asta era cel mai important pentru mine, să-i fie lui bine, să aibă el parte de oameni care îl iubesc, mai mulți oameni care îl iubesc, pentru că acolo eram doar patru și era prea puțin pentru el, el are prea multă iubire de oferit sau are nevoie de prea multă iubire. Și cumva am impresia că toate lucrurile se întâmplă cu un motiv și faptul că am reușit să vindem casa, cui să vindem casa, eu mi-am dorit foarte mult să lăsăm casa pe mâini care o apreciază, mâini care cunosc ce a fost acolo înainte, să fie cum a fost în momentul în care am lăsat-o, să aprecieze munca din spate, să se bucure de tot ce am lăsat noi acolo și cumva toate s-au legat atât de perfect încât nu are cum să fie ceva greșit. Da, poate peste alți 5 ani o să mă auziți spunând m-am săturat de România, vreau înapoi în Germania sau vreau în Spania sau vreau în Congo sau vreau... Habar n-am. Nu pot să spun... Da, acum, în momentul ăsta, aș putea să spun nu mă mai văd niciodată plecând din România. Dar ar fi eronat. La fel cum a fost în momentul în care am spus nu mă văd niciodată plecând din Germania. Am învățat cu experiența asta să nu mai spun niciodată, pentru că niciodată este ceva, nu știu, relativ, nu, n-ai cum, n-ai de unde să știi ce-ți rezervă viitorul, fie că ești împins, nu știu, e conjunctura de așa natură, fie că ești împins de la spate, fie că ești nevoit, fie că îți dorești, fie că, nu știu, ți se schimbă prioritățile, ți se schimbă, habar n-am, nu știu ce se întâmplă exact, dar simt, și știam că așa va fi. Simt o explozie în mine de dezvoltare, și cumva acolo eram limitată. Limitată nu la surse, pentru că sursele sunt aceleași, online și, nu știu, televiziune, prea puțin, cărți, la astea oricum ai și acolo acces. Dar să poți să dezvolți relații sănătoase și să te dezvolți pe tine prin alții, trebuie să fii înconjurat de oameni. Lucru pe care eu acolo nu l-am avut. Am avut o mână de prieteni care și ei aveau joburile lor, aveau viața lor, aveau nici nu știu, activitățile lor, aveau și ei copii la rândul lor și să ne conectăm și să ne sincronizăm într-un așa fel încât să ne vedem regulat era foarte greu. Și atunci ne vedeam săptămânal cu altcineva, atunci când noi, bineînțeles, nu aveam altceva de făcut, cum ar fi să mergem la Baumarkt să cumpărăm materiale de construcții pentru casă sau să mergem la IKEA să luăm temir ce umeraș sau temir ce mobilă sau habar n-am. Într-adevăr, de când s-au mutat ai mei acolo, viața noastră s-a schimbat în bine, în mai bine, în sensul că eram cu ei mereu și ei cu noi și Aris avea parte și de atenția lor și de iubirea lor și de bunici, dar tot lipsea ceva.
Și tot acel ceva nu am reușit să-l umplu. Cât n-au fost ai mei acolo, am zis că sigur ăsta e motivul. Când ei vor veni, dacă vor veni vreodată, se rezolvă toate problemele. Pe urmă, au venit ei, tot după o perioadă, după câteva luni, tot ceva lipsește și tot ceva nu e ok. Și am zis ok, să mai crească Aris puțin. A mai crescut Aris puțin. Tot nu s-au schimbat lucrurile. Deci era copilul Aris și noi în România, în concedii, unii și familia noastră în Germania, alții. Este și normal pentru că văd acum cu joburi, da, lucrăm, el grădii, este o rutină care se instalează oriunde ai fi pe globul ăsta, numai dacă ești suficient de norocos încât să nu trebuiască să lucrezi și să trăiești din ce pică din ceruri, habar n-am, sau ești atât de norocos încât să ai fără să trebuiască să faci ceva pentru treaba asta. Dar în rest, toată lumea are un program, o rutină. Și avem nevoie de ea, ce-i drept, adică sub diferite forme, alții cu program de servici, alții cu o rutină de altă natură, dar tot este altceva. Adică acum închid calculatorul la ora 2, pentru că așa îmi fac eu programul, încep foarte de dimineață, pentru că fiind și vară, este zi foarte de dimineață, ca să am restul zilei la dispoziție pentru diferite activități. Sunt fresh, pot să plec în oraș la o plimbare, putem să mergem la sat într-o zi din timpul săptămânii, putem să ne vedem cu prieteni, putem să mergem la un restaurant, putem să mergem la mall, putem să mergem în parcul copilor, putem să mergem să ne plimbăm cu barca, putem să mergem la Timiș, putem să mergem, habar n-am, oriunde. Să nu mai spun că de când suntem aici, odată la câteva weekenduri, pentru că altfel nu avem cum, o să vă povestesc chestia asta într-un alt filmuleț. Am mai fost la casa noastră de la sat, care a stat goală aproape 8 ani de zile. Am mai făcut și acolo chestii, pentru că după 8 ani de zile era necesar. Dar în afară de weekendurile în care chiar am avut chestii planificate, mereu am fost pe undeva. Fie că am plecat la munte, fie că am plecat la Dunăre, fie că am plecat la... acum urmează să plecăm în concediu, am plecat până aici la 100 și ceva de kilometri la Moneasa, deci tot timpul am făcut câte ceva. Și este altfel, avem viață socială, suntem mai fresh, suntem mai lipsiți de griji cumva, suntem mai... N-aveam griji nici acolo, dar era... Nu vreau să înțelegeți greșit, nu vreau să transmit ceva greșit. A fost perfect cât a fost. Am plecat cumva cu bărbia tremurândă de regret, pentru că n-a fost ușor să iei o astfel de decizie, adică dacă plecam când eram în cel mai low punct al nostru sau, nu știu, se întâmpla ceva și trebuia să plecăm, eram împăcați, ok, abia aștept să ajung în România, dar am plecat lăsând acolo multe chestii, atât, nu știu, sentimental, cât și fizic, locuri, nu știu, a fost un parcurs atât de frumos al nostru acolo, încât chiar am o parte din mine plângea, o parte din mine râdea. Deci exact asta a fost contrastul, yin și yang, cumva în același om am trăit ambele sentimente în același timp. Și da, cam asta e ideea. Știu că vor fi și vă rog din suflet să vă abțineți cei care ați urmărit filmulețul până acum la arunca hate, cuvinte, fără să cunoașteți situația. Încercați să vă bucurați pentru fiecare om cu care interacționați, pentru reușitele lui, să-l ajutați atunci când pică, să-l prindeți de mână, să-l ajutați să se ridice. Pentru că să arunci cu vorbe foarte ușor, fără să cunoști așa the big picture cumva, toți suntem foarte buni să criticăm din afară, dar doar noi știm ce trăim zi de zi, ce este bun pentru noi, ce este bine, ce este sănătos, pentru că dacă nu ești sănătos aici, nimic nu funcționează, se îmbolnăvește și trupul. Deci chiar cred că fiecare ar trebui să vă, așa cum vă spuneam. Dacă țineți minte, cei care ați urmărit filmulețul ăla, cred că a fost un Q&A sau, nu știu, vă spuneam eu la un moment dat într-un filmuleț că dacă nu vă simțiți bine acolo unde sunteți, și vorbeam despre românii care sunt plecați în străinătate, dacă nu vă simțiți bine acolo unde sunteți, nu mai stați pe gânduri, faceți-vă bagajul și plecați acasă, pentru că niciun ban din lumea asta nu poate să cumpere timpul pierdut, timpul departe de oameni dragi, timpul departe de familie, regretele astea pe care le acumulez cumva vrând nevrând din goana asta după bani, nu, banii ajung la un moment dat la care ajungi să ai o relație cu ei în care tu îi urăști pe ei.
De ce? Pentru că ei te-au adus în stadiul în care tu ai fost și nu permite să se întâmple lucrul ăsta. Și eu asta am făcut. În momentul în care am realizat că altceva ar putea să fie foarte important pentru noi, pentru familia noastră, n-am stat nici măcar o secundă să mă gândesc. Deci, el a fost instinctul. Mi-am ascultat instinctul. 3 secunde l-am ascultat ce mi-a spus și când a intervenit creierul și mi-a dat că nu, că siguranță, că toate chestiile cumva care să mă facă să nu mai îmi doresc să plec, am zis, ho, nu, eu asta îmi doresc. Și aici, dacă mă voi întoarce, de unde am lăsat-o voi continua. Adică niciodată, la fel am gândit și când am plecat din România. Exact asta a fost gândul. Ok, nu merge în Germania, nicio problemă, ne întoarcem, găsim aceleași locuri, aceiași oameni. Și așa este. Ne-am întors 7 ani jumate, deci după 7 ani și jumătate, ne-am întors înapoi și am găsit aceleași locuri, aceiași oameni, din fericire, mai bine, mai buni, mai dezvoltat și n-am pierdut nimic. Decât ne-am îmbogățit pe noi, atât. Deci am spus atât de bine, atât de frumos ne-am dezvoltat acolo, încât sunt convinsă că dacă rămânem aici, nu avem cum să ne dezvoltăm așa. Sau poate era la fel, nu știu, dar cred că și singurătatea de acolo a avut rolul ei și experiențele de acolo și tot ce am trăit acolo. Așa că de asta zic, nu vă grăbiți să judecați sau să spuneți, vai, că tu ai spus că Germania, da, este în continuare perfect și pentru toți cei care își doresc îi încurajez să meargă, cei care își doresc să vadă cum este sau au mai fost și încă nu sunt așa în clar cum e. Și aici avem o grămadă de vecini întoși din Spania, Germania. Deci Spania, Germania, inclusiv casele de vis-a-vis de noi, sunt vreo 4 case, în două stau două familii întoarse din Spania și într-una familie întoarsă din Germania. După 30 și ceva de ani s-au întors din Germania, unde stă bunica mea. Familia întoarsă iar așa după... El, de fapt, este neamț, neamț, nici nu vorbește limba română și ea este plecată de 20 și ceva de ani și s-au întors. Deci foarte, foarte, foarte mulți care se întorc. Și mă bucur pentru curajul lor, mă bucur că nu le este frică, dar unii dintre ei cu care am avut contact și am întrebat au regretul că nu au făcut treaba asta mai repede, pentru că mereu au zis că nu este momentul, că mai strâng niște bani, că se întorc la pensie, ca să aibă o pensie asigurată, că se întorc eu știu când și au pierdut momente prețioase. Și eu nu am fost dispusă să pierd nimic și am mers efectiv cu valul, așa, cum a dus valul în direcția aia am mers, aia am simțit, aia am făcut și asta voi face mereu. Adică, după cum spuneam, dacă peste un an mă auziți că plec în temirce țară unde mă apucă pe mine, să nu vă mirați. Da, trebuia să-mi dau seama de chestia asta, cât sunt de nesigură oarecum. În momentul în care mi-am dat seama că eu mă satur repede de parfumuri. Adică eu nu am în dulapul meu de parfumuri un parfum pe care să-l fi consumat până la capăt și să zic, ok, mai cumpăr același parfum încă o dată. Nu există. Eu la un sfert de sticluță, jumătate de sticluță m-am săturat și acolo îl bate căldura, frigul, toate cele. Unele dintre ele le-am dat mai departe, dacă, nu știu, eu plec la maică mea sau altcuiva, le-am dăruit cu drag. Așa că și cu deciziile astea mai importante decât un parfum. Gata, am vorbit mult prea mult. Sper că v-ați făcut așa un big picture despre situație, despre schimbări. Voi reveni, sper din suflet. E greu cu partea cu editatul pentru că timpul este limitat. Sper din suflet să reușesc să mai fac vloguri. Dacă mai aveți curiozități de orice fel, nu ezitați să-mi lăsați întrebările voastre în căsuța cu comentarii. Dacă doriți un Q&A, la fel, lăsați, poate am omis, habar n-am, poate aveți curiozități și atunci facem un clip separat doar cu întrebări și răspunsuri. Nu știu, sper că voi sunteți bine. Cei care ați fost foarte activi aici, cei care mi-ați scris, nu-mi vine să cred, deci am uitat să menționez asta, sunt o grămadă de persoane care în continuare îmi scriu pe rețelele de socializare, dacă suntem bine, dacă totul e ok, dacă suntem sănătoși, ce s-a întâmplat, de ce nu mai postez după un an și ceva. Eu nu pot să cred. Mereu, eu tot timpul am fost foarte critică cu mine și întotdeauna orice content am pus aici pe YouTube, ba nu era suficient de bine editat, ba nu am vorbit nu știu cum, ba m-am uitat nu știu unde. Deci tot timpul eram foarte critică cu mine și aveam impresia că așa mă priviți și voi cumva din spate, din spatele ecranelor.
Dar chiar sunt persoane care ne-au privit cu drag și nu pot decât să mă bucure treaba asta și îmi doresc din suflet să reiau cumva partea asta, pentru că a fost o parte super importantă pentru mine. Au fost 2 ani în care eu am făcut YouTube și în care toată socializarea mea, sau nu știu, în proporție de 80% din viața mea socială era chiar aici pe YouTube, și am format o comunitate faină și fete cu care am păstrat legătura și pe care le-am cunoscut și personal în afară, adică în viața reală, ca să spun așa, nu doar prin intermediul scrisului. Și mi-aș dori să reiau, sunt convinsă că sunt mulți dintre voi și din România, poate când merg prin țară pe undeva ne întâlnim la o cafea, sunt mulți din Timișoara, la fel, cu care aș putea să mă văd, așa că nu ezitați să-mi scrieți. O să vă las în căsuța cu descrieri, așa se numește, am și uitat, link-uri către profilul de Facebook și de Instagram, acolo unde puteți scrie în privat orice, orice doriți voi. Gata, vă las. Trebuie să mai plec o tură până în sat. Ne auzim data viitoare, vă pup și numai, numai bine!